Toată suflarea localității Buda a îmbrăcat astăzi straie cernite. Zeci de oameni, copii, tineri și bătrâni l-au condus pe ultimul drum pe părintele Iulian Sauciuc, iar curtea bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a devenit neîncăpătoare pentru toți cei care l-au admirat și l-au iubit. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Calinic Botoșăneanul, alături de protopopul Lucian Leonte și un sobor de 10 preoți din Botoșani, Suceava și Neamț, au oficiat slujba de mormântare. Preotul își va dormi somnul veșnic chiar în curtea lăcașului de cult în care a slujit timp de 13 ani. Pentru odihna sufletul adormitului robului Gneza Iulian, preotul fratele nostru și pentru casă iserte lui, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Dumnezeu dușa totul care călca moartea și pe diavolul ai tăriu sărmat și ai dorit viața mii tale însuși, Doamne, și sufletul adormitului robului tău, Iulian, preotul fratele nostru. Îl odihnește cu drept, în locul luminat, în locul de odihnă, în locul de verdeață, de unde a fugit toată dărirea, întristarea și sfinarea. Și orice greșeală a săvârșit el cu lucru, cu cuvântul, cu gândul, tot Dumnezeu bun, viitor de oameni, iartă-l. Dumnezeu să-l ierte, că nimeni nu este fără de păcat, în afară, Dumnezeu știi, slavă, mulțăm și celui fără cel tătul părinte. Preasfântul, nu-și de viață făcătorului tău, Duh. Acum și pururea și vece vecelor. La doar 35 de ani, părintele Iulian Sauciuc și-a pierdut viața săptămâna trecută în urma unui grav accident rutier. Preotul a lăsat în urmă o soție îndurerată și doi copilași.